Bună, bine ați revenit pe canalul meu. Vreau să vă spun că filmez acest clip pentru a doua oară. L-am filmat acum câteva săptămâni și după ce am terminat de filmat, bineînțeles, și am descărcat clipurile în laptop, mi-am dat seama că nu focalizează bine, motiv pentru care trebuia să-l refilmez, însă în ziua respectivă, fiind după masă destul de târziu, bineînțeles că nici lumina nu mă mai ajuta, și a trebuit să caut o altă zi liberă în care să pot să refilmez acest clip cu planificare și organizare și sper să iasă bine de această dată. Eu am în momentul de față 4 agende pe care le folosesc. Eu am mai făcut un astfel de clip acum, cred că 2 ani de zile. Clip care eu consider că a fost unul destul de util. Ăsta este și motivul pentru care acum, după 2 ani de zile, revin cu o actualizare. Anul trecut mi-am tot spus că o să încerc cumva să mă împar cu timpul încât să pot să fiu mai des prezentă pe YouTube, dar asta a fost situația, nu am putut. În clipul acela nu mai țin minte exact câte agende v-am arătat, dar m-am axat foarte mult pe agenda Andrei Raicu, agenda echilibrului tău. Anul trecut eu mi-am cumpărat un planner și anume plannerul acesta, Love Doki. Este un planner pe care l-am comandat din afară, a durat ceva până l-am primit, dar a meritat așteptarea. Într-adevăr, este un planner mai costisitor, dar din punctul meu de vedere, în ceea ce privește conceptul, în ceea ce privește designul, da, și cât de drăguț și de vesel este, consider că merită toată investiția. Dar pentru că anul trecut nu mi-am cumpărat agenda Andrei Raicu, cu care în anul 2018 m-am împăcat destul de bine, atunci când am filmat clipul trecut, m-am hotărât să-mi cumpăr agenda pe 2020 și este aceasta cu roz. Designul îmi place, este foarte plăcut. Agenda echilibrului tău, care mai bine zis, este o agendă care ne ajută să menținem în echilibru, așa cum se și numește, viața personală cât și viața profesională. Practic are o grafică foarte bună. Este un pic diferită față de cea din 2018. Agenda pe 2018 arată așa, eu încerc să mă uit aici în partea dreaptă pentru că am și laptopul conectat la cameră încât să văd bine dacă focalizează. Chestia asta am făcut-o și când am filmat clipul data trecută, dar m-am păcălit și s-a întâmplat să nu focalizeze foarte bine și de asta mai mi-arunc un ochi în dreapta. Asta este agenda pe 2018, cum am spus. Mai am eu aici câteva pagini libere pe care special le-am păstrat. Așa. Și într-adevăr, veți observa că diferă un pic grafica. Imediat. Deci este o grafică un pic diferită. Recunosc că m-am împăcat foarte bine cu acest concept. Da? Pentru că în afara faptului că avea și partea de to-do, idei geniale, spațiu suficient cât să ne notăm toate responsabilitățile din cursul unei zile. Mai avem aici și o parte cu timp pentru tine, unde trebuia să bifăm anumite activități, activități care se încadrează în viața mea de zi cu zi. Am făcut sport, am meditat, am citit, am sunat pe cineva drag și am făcut ceva pentru mine. Deci, practic, îmi era foarte simplu să le bifez. Bun, în partea de jos a paginii aveam meniul zilei, dimineața, prânz și seara, trebuia să ne notăm, bineînțeles, mesele principale, pahare cu apă. Secțiunea aceasta s-a păstrat, însă mai aveam cheltuieli, somn, gustări, cel mai bun lucru de astăzi și astăzi sunt, adică trebuia să notăm starea noastră. Ceea ce lipsește din varianta 2020 ar fi exact activitățile acestea, de la timpul cu tine și de asemenea cheltuieli, somn și gustări. Mi-ar plăcut și secțiunea aceasta să existe, în special secțiunea de cheltuieli. În clipul trecut, cel pe care l-am filmat, vreau să spun, eu am spus că aș vrea cumva să desprind partea aceasta de cheltuieli și să o dedic unui clip nou. Dar cred că acum este nevoie să vorbesc și despre asta. O să revin un picuț mai târziu, mai spre finalul clipului la cheltuieli. Și acum o să vă prezint și varianta pe 2020. Bun. Avem câte un citat care s-a menținut și în agenda aceasta. Avem timp la birou, priorități, timp pentru tine. Deci, practic, acum avem această secțiune în care putem să ne notăm activitățile respective. Am citit, am făcut sport, am meditat, am petrecut timp cu mine. Astăzi mă simt, deci putem să ne notăm starea respectivă. Așa se numește secțiunea, astăzi mă simt. Ce ai mâncat astăzi? Mic dejun, prânz și cină. Și de asemenea paharele cu apă. Paginile de weekend diferă puțin.
mai exact că nu mai există această secțiune cu timp pentru tine și priorități, da? Iar la ziua de vineri avem aici o jumătate de pagină destinată pentru notițe. Ambele agende au niște pagini de început, care sunt destinate, bineînțeles, datelor personale, da? De asemenea, avem câte un calendar. Da? Diferența dintre agenda de atunci și agenda de acum este că, practic, mai avem o secțiune de întrebări, întrebări pe care ți le pui la început de an și mai avem, de asemenea, recomandări în ceea ce privește cărțile și filmele, dezvoltarea personală, sfaturi pentru frumusețe, lifestyle, da, sănătate, dicționarul frumuseții, dietă pentru ten. Mai avem o secțiune pe care eu o consider foarte utilă și anume analizele și controlele de rutină pe care noi trebuie să ni le facem anual, care sunt foarte importante și persistă în agendele Andrei. Mie îmi place foarte mult conceptul, eu am păcat foarte bine cu această agendă, ăsta este și motivul pentru care am recumpărat-o. Agenda echilibrului tău, bineînțeles, este o agendă datată, este o agendă care te ajută să menții o ordine, să ai lucrurile foarte bine structurate, atât în ceea ce privește viața profesională, cât și viața personală și să te aducă, bineînțeles, într-un echilibru în ceea ce le privește pe amândouă. Când ai un program foarte încărcat, este foarte bine să-ți notezi toate responsabilitățile, toate taskurile și, bineînțeles, să nu neglijezi absolut nimic, atât în ceea ce privește viața personală, cât și în ceea ce privește viața profesională. De asta este bine să avem o agendă care să poată să le împace pe amândouă. Eu recunosc, nu mi-este foarte, foarte ușor, dacă vreți, să mă organizez în ceea ce privește partea profesională și asta pentru că spațiul din agenda este foarte mic, așa că eu prefer să folosesc o altă agendă și anume una dintre acestea două, pentru că uneori, în ceea ce privește activitatea, am foarte multe notițe de luat. Și mi-este destul de greu cumva să încadrez absolut tot într-o jumătate de pagină. Înainte aveam o pagină întreagă destinată unei zile. Așa, în timp ce acum am decât o jumătate de pagină în care mi-este destul de greuț, dacă vreți, eu v-am arătat acum ziua de vineri, în care mi-este destul de greuț să-mi notez absolut toate activitățile, poate pe scurt. Dar chiar și așa eu o consider foarte utilă și cumva îmbină utilul cu plăcutul, dacă vreți. Dar cea mai potrivită este o astfel de agendă în ceea ce privește activitatea profesională. Avantajul agendelor ăstora, care nu sunt datate, mai este și acela că de multe ori poți să revii asupra unor notițe și să faci anumite completări. Dacă sunt rapoarte de analiză, dacă sunt campanii, dacă sunt diverse calcule de care trebuie să ții cont și să te întorci la ele și să mai completezi cu una alta, este foarte important să ai o agendă care nu este datată și de asemenea să ai posibilitatea ca la o singură zi să poți să folosești mai multe pagini, adică ziua respectivă să reușești cumva să o încadrezi și să-i atribui mai multe pagini, ceea ce este foarte important. Și cred că am ajuns la ultima agendă, cea care cred că o să vă placă vouă cel mai mult dintre toate. Plannerul a venit într-o cutie foarte drăguță, așa, ambalat așa. Trebuie să recunosc că a durat în jur de o lună de zile, cred. Are un accesoriu foarte drăguț aici. Se închide cu o capsă. Aici am, bineînțeles, cărțile de vizită, pentru că anul trecut am folosit această agendă și în ceea ce privește jobul. Da, am aici niște stickere, eu una nu prea folosesc stickere. Am folosit câteva stickere în agenda aceasta din 2018 ca să o fac cumva mai veselă. Dar mi-a plăcut foarte mult plannerul acesta, tocmai pentru că nu ar fi nevoie să folosesc eu anumite elemente de decor. Am aici câteva agrafe sau bookmarks, da. Agenda este foarte drăguță, foarte colorată, bineînțeles că aici există o secțiune cu personal information, așa cum există în orice agendă, la începutul fiecărei agende. Fiecare lună, bineînțeles că începe cu câte o astfel de pagină care are și un citat foarte drăguț.
Și la spatele agendei noi avem anumite pagini, anumite inserturi pe care le putem cumpăra, deci astea se pot cumpăra suplimentar în eventualitatea în care să spunem că ai completat absolut toate inserturile de aici, poți oricând să-ți comanzi alte inserturi pe care să le înlocuiești. Asta este partea bună în ceea ce privește o astfel de agendă. Este o agendă de tip spirală, deci practic inserturile pot ieși foarte ușor și pot fi înlocuite oricând. Eu nu am simțit nevoia să-i adaug inserturi noi. Sunt anumite pagini pe care noi pur și simplu le putem scoate de aici, din spatele agendei, și să le adăugăm și să le încadrăm în fiecare folder în parte. Da? Mai avem o altă secțiune. Așa, nu știu dacă se vede foarte bine. Și aici putem să ne notăm anumite activități și pur și simplu să bifăm. Este fix cum este la agenda aceea cu Andreea Rai, unde v-am spus că putem să ne notăm activități precum, nu știu, sport, citit, filme și seriale, da, birou, activități de birou, da, muncă, nu știu, cumpărături și să bifăm în funcție de cum, bineînțeles că le îndeplinim pe toate într-o zi. Mai există pur și simplu niște pagini de to-do list care sunt foarte importante. Da. Mi-a căzut acum accesorul respectiv cu ciucure. Sunt niște pagini foarte drăguțe cu flori pentru notițe. Eu am și completat din ele destul de mult. Eu încerc să caut aici pagini care sunt mai goale. Alte pagini pentru notițe. Paginile acestea sunt foarte frumoase, adică inserturile acestea sunt foarte frumoase pentru scrisori. Așa. Și mai am astfel de inserturi. Inserturi pagini cum vreți voi. De asemenea, la finalul agendei avem și o riglă. Da. Și bineînțeles, un fel de suport, dacă vreți, pentru carnețele. Eu aici mi-am pus diverse carnețele cu worklist și pe asta le-am comandat, da, pentru activități. Astfel de carnețele pentru notițe. Eu le scot pe toate. Așa. Ca să vi le arăt. Le pun aici lângă mine. Și unul care este mai vechi și pe care l-am păstrat. Mai am și un pix. Foarte drăguț și pe ăsta l-am comandat separat. Așa, și mai este, bineînțeles, aici un buzunar foarte drăguț. Unde, la fel, mi-am pus niște fotografii și o notiță să le am aici la vedere. Dar, per total, este un planner foarte drăguț, care mie îmi place foarte mult. Fiecare lună în parte este structurată așa. Deci, tocmai de asta e mult mai bine să ai un astfel de planner el, care să vină cu o grafică frumoasă, cu un concept foarte bun și foarte bine structurat, încât să nu mai fie nevoie să mai adaugi tu alte washi tape-uri și cine știe ce alte stickere și alte nebunii. Că nu este cazul de așa ceva. Eu am folosit această agendă anul trecut și a trebuit, bineînțeles, cum am pus să-mi cumpăr astfel de carnețele, da? Astfel încât să pot să-mi notez activitățile și responsabilitățile de zi cu zi în ceea ce privește jobul meu de marketing. Singura problemă cu acest planner este, să spunem că în ceea ce privește preferințele mele, el este un planner foarte drăguț, și mi este mai mare dragul să-l folosesc și să scriu în el. Însă numai anul trecut l-am folosit în ceea ce privește jobul, pentru că uitați-vă, în primul rând este un planner foarte greu, deci dacă îi adaugi inserturi peste inserturi o să devină atât de greu de nu o să mai pot să-l car în geantă. Îmi era foarte greu să-l car în geantă după mine, plus că fiind foarte viu și foarte colorat, nu prea se potrivește în contextul respectiv de birou și un astfel de planner, mă rog, o astfel de agendă este altfel, este mai de acolo, din contextul ăla. Este mai serioasă, are un alt aspect, e cumva mai profi, dacă vreți.
vine exact din zona aceea de normal, activități de birou și viață profesională. Ăsta este cumva mai mult pentru viața personală. Anumite clipuri pe care intenționez și eu să le filmez, când mai pot să mai postez pe Instagram sau pe YouTube. Ținând cont că acum am o agendă destinată pentru hobby-urile mele și zilele libere, să mă trageți de urechi dacă nu postez și eu mai des pe YouTube. Oricât am încercat cumva să mă organizez cu timpul, să zicem că într-o zi pot să filmez, dar apoi trebuie să găsesc timp într-o altă zi ca să pot, bineînțeles, să și editez clipul respectiv. Și trebuie cumva să încerc să găsesc, dacă vreți, timp pentru amândouă. Este bine ca întotdeauna să avem o rezervă, să nu ne lipsească niciodată nimic. Și nu este ceva greșit să-ți dorești să ai un trai bun, da, să ai un confort, să nu-ți lipsească nimic. Și tocmai de asta este bine ca să încerci să conștientizezi lucrul acesta când ești tânăr. Da? Din fericire, noi am conștientizat lucrurile acestea când eram mai tineri de atât. Ăsta este motivul pentru care am reușit să facem lucruri împreună, mă refer la mine și la soțul meu. Suntem amândoi responsabili și conștienți și ăsta este motivul pentru care împreună vom continua să construim lucruri și să obținem ceea ce ne dorim. Atâta vreme cât înțelegi că trebuie să ai răbdare, să lași lucrurile să se întâmple în timp, da? Și că pas cu pas vei reuși să obții ceea ce ți-ai dorit tu dintotdeauna, toate obiectivele pe care ți le-ai pus în minte. Eu nu încerc acum să vă spun că este recomandat să vă privați de anumite lucruri sau să nu vă cumpărați ceva ce vă doriți. Eu doar încerc să vă spun că din tot ceea ce aveți, este bine ca întotdeauna să existe ceva deoparte pentru a nu vă face griji, nu știu, într-o anumită situație sau dacă vreți ca anumite lucruri să se întâmple, poate chiar și să vă cumpărați ceva anume sau să plecați într-o anumită vacanță. Este foarte bine să există o ordine în ceea ce privește bugetul și finanțele, da? Și toate cheltuielile. Și de asta v-am spus că este foarte indicat să avem o agendă în care să ne notăm astfel de lucruri. Este bine să programezi și să respecti un buget. Fie că pur și simplu suma aceea pe care ți-ai pus-o tu deoparte la un moment dat te hotărăști să o folosești pur și simplu pentru a-ți îndeplini o dorință, fie că este o vacanță, fie că pur și simplu este vorba despre o achiziție sau, dacă Doamne ferește, se întâmplă un eveniment nefericit, da, este bine întotdeauna să știi că ai o bază. Iar în agenda pe 2018 a Andrei Raicu, în partea de jos a paginii avea secțiunea aceasta de cheltuieli care te ajuta cumva să monitorizezi, da? Tot ceea ce ai cheltuit tu zilnic și puteai, bineînțeles, să te uiți și la lunile anterioare și așa puteai cumva să ții o evidență în acest sens. Sigur, cheltuieli noi facem tot timpul, în special partea feminină face extrem de multe cheltuieli pentru că ne încântă foarte multe produse care apar în fiecare săptămână, da? Industria aceasta de produse de îngrijire, de machiaj, de haine, da, pantofi, accesorii, genți, da, ne încântă foarte mult și tot timpul suntem într-o continuă cheltuială și da, bineînțeles că este important să avem grijă de noi și să ne facem toate poftele, da, o mică parte din cât câștigi tu lunar să încerci să spui deoparte. Și bineînțeles să înțelegi că prin muncă și prin răbdare poți ajunge să ai lucrurile pe care ți le dorești și că nu este absolut nimic greșit să încerci să ajungi la un nivel în care să nu-ți faci griji pentru absolut nimic și să ai toate lucrurile pe care ți le dorești și de asemenea să trăiești într-un confort. Cu toții ne dorim să avem un trai bun, să nu ne lipsească nimic, astăzi, mâine și pentru totdeauna, nouă și familiei noastre și bineînțeles apropiaților noștri. Dar pentru asta trebuie să existe conștientizare pe ceea ce merită cu adevărat și cumva o limită. Eu sper că acest clip s-a dovedit a fi unul util pentru voi. Eu mai am un singur lucru pe care vreau să vi-l spun, bine, mi-am adus acum aminte. Dacă sunt anumite lucruri pe care trebuie să mi le notez rapid și pur și simplu nu am agenda la îndemână, sigur că îmi iau și eu telefonul și îmi notez acolo într-o notiță pe telefon. M-am gândit că este bine totuși să spun și asta, că și eu, la fel ca și voi, uneori îmi notez mai rapid în telefon și apoi transcriu pur și simplu ideile respective sau responsabilitățile, task-urile respective într-o agendă. Eu sper că a fost un clip util, plăcut, în care v-ați distrat și ați mai uitat un pic de situația aceasta prin care trecem cu toții. Să sperăm că se va termina cu bine și vom ieși din asta și că toți oamenii se vor face bine și că nu ne vom mai confrunta cu o astfel de pandemie vreodată. Și ce să vă spun, vă doresc multă sănătate, aveți grijă de voi, încercați să rămâneți acasă dacă puteți, dacă nu puteți,
este de la sine de înțeles. Sunt și domenii în care se poate lucra de la distanță, da? Dar sunt cu siguranță și domenii în care ești obligat să fii acolo în locația respectivă. Eu sper ca toată această situație să ne învețe ceva pe toți, da? Și totodată să încercăm să lăsăm gluma deoparte, măcar acum în al 12-lea ceas, și să fim un pic mai atenți unii cu alții, să ținem mai mult unii cu alții. Mulțumesc încă o dată că ați rămas cu mine până la final. Eu vă doresc multă sănătate și să ne revedem cu bine. Mua!